Doamnelor, domnilor, după cum v-am promis, urmează partea spectaculoasă a ediției. Evenimente au fost scene revoltătoare filmate de martori în stradă. Sunt oameni ținuți la pământ cu piciorul pe gât de forțele de ordine. De ce au intervenit polițiștii atât de violent? Cum s-a încercat mușamalizarea abuzului? Și cine a ținut atâta timp imagini ascunse? Încercăm să ne lăturim, să ne lămurim în această seară, domnilor și domnilor. Din nefericire și subiectul negru al acestei emisiuni, discutăm despre drama vedetei găsită moartă în cadă după 3 zile. Este... Dacă vreți, o repetare la Indigo, o repetare nefericită a decesului Cristinei Țopescu, domnilor și domnilor. Sunt îngrozitor de multe elemente care au apărut și într-o tragedie și în cealaltă. Este o controversă uriașă a acestui deces a unui actor odinioară celebru și foarte bine situat financiar care a murit înglodat în datorii. Discutăm și despre cocktailul de stupefiante care l-ar fi doborât în cadă. Moartea lui Costin Mărculescu, dincolo de golul pe care îl lasă în sufletele prietenilor și apropiaților săi, din ce în ce mai puțin în ultima vreme, încercând să ne lămurim dacă a fost sinucidere sau pur și simplu un accident medical. Și, nu în ultimul rând, discutăm despre mascații care, în timp ce în alte țări sunt atacați, în România dau ei atacuri, vă prezentăm cazul artistului săltat ca infractorii, doamnelor și domnilor. A fost o poveste care, într-un final, a avut, hai să spunem, o final. O poveste cu un final fericit, doamnelor și domnilor. Dar omul a fost nevoit să stea pur și simplu și bolnav într-o carantină pe care n-a înțeles-o absolut nimeni. Și nu în ultimul rând, investigatorul nostru special în Italia a dat din nou lovitura. Cum se strâng șpăgile este un material filmat, domnilor și domnilor, despre mafia românilor traficați la export. Este absolut îngrozitor ceea ce vedem. Este o înregistrare flagrantă realizată de prietenul și colaboratorul nostru, Roc Ceavi. Am vorbit deja mult, prea mult. Vă prezint invitata specială care este alături de mine și căreia îi mulțumesc, Adriana Bahmuțeanu, să rămână. Bine, seara. Ne-am regăsit după tamar de vreme. Eu îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Adriana, că ești alături de noi și hai să începem, pentru că vorba aia atâta mar de vreme ai moderat dezbateri și ai prezentat știri. O intervenție șocant. Doamne, sunt obosit. A polițiștilor de la Reșița, asemănătoare cele care a dus la decesul americanului George Floyd și care a zguduit realmente Statele Unite ale Americii. Un tânăr este pus la pământ, iar un polițist îi pune acestuia piciorul pe gât. Apoi tânărul este încătușat și trântit pe capota unei mașini parcate acolo. Imaginile au fost surprinse de martori care le spun polițiștilor că tânărul e nevinovat, le spun degeaba. Printr-un comunicat de presă astăzi, cei de la IPJ Caraș anunță că agenții care au intervenit vor fi anchetați. Hai să vedem imaginile și ne lămurim imediat cine și pe cine protejează acolo. Dați-l o parte, dați-l o parte, vă rog, dați-l o parte. Nu au făcut nimica, băi, acolo. Nu au făcut nimica. Nu au făcut nimica, băiatul ăsta. Nu au făcut nimica. Nu au făcut nimica, băi, băgatul. Nu au făcut nimica. Nu mă spăla, să nu-i vină la copilul. Imaginile cu intervenția șocantă au fost filmate în 20 mai, imediat după producerea unui accident rutier în care a murit un polițist. Cei de la IPJ Caraș Severin spun că între oamenii adunați la locul accidentului a apărut un conflict și au fost nevoiți să intervină pentru a nu degenera lucrurile. Eu sunt martor că nu fac nimic, că poți să telefoni aici. Ne-am băgat între ei doi. Conducerea inspectoratului de poliție județean Caraș Severin a dispus verificări interne cu privire la modul de intervenție a polițiștilor în acest caz, iar în funcție de rezultatul acestora, urmând a fi aplicate măsuri legale. Domnilor, domnilor, hai să luăm metodic. Adriana, ești om de televiziune. Imaginile au fost filmate, spune IPJ Caraș Severin, în 20 ale lunii trecute. Eu am făcut rost de ele ieri, primul,
în data de 10, deci 20 de zile, imaginele astea au stat undeva, dincolo de omul care le-a filmat cu telefonul în epoca noastră și care nu le-a pus pe Facebook, ceea ce 99% dintre români fac, da? Uite-te acum pe stop cadrul ăla, imaginele sunt filmate și de un om care pare a fi angajat unei televiziuni cu o cameră profesională. Deci 3 săptămâni. Îndrăznesc să spun că cineva a stat cu curul pe imaginile astea. Da, întrebarea e de ce a stat în acea poziție pe imagini. Dacă aș fi răutăcios, aș putea spune că reșița în județul ministrului de interne, domnul Vela. Coincidență sau ghinion de neșansă? Sau ghinion de neșansă. Știi cum se spune, deci o vorbă pe care am învățat-o în toți anii ăștia de presă. Dă-i prostului puterea și după aia vezi bombardamentul. Da, nu, să nu te referi la domnul Vela, n-am vrea să se interpreteze. Nu, de parte de oricine. În general, da. În general vorbind, dacă îi dai unui prost puterea, ce face prostul cu puterea? Abuzează de putere. Al doilea lucru pe care toată lumea omite să-l spună. Este parcă l-au bătut niște necunoscuți pe ăla, sau mă rog, l-au violentat niște necunoscuți. Nu, domnilor și domnilor, au niște nume. Grăsuțul ăla care șade cu genunchiul pe gâtul lui slabul ăla pe care l-au ridicat de pe jos, se numește Andrei Pulisca sau Andrei Puliș, că n-aș putea să vă spun în mod exact, că am primit-o fără diacritice. Este domnul și este șeful de la Ordinea Publică de la Reșița. De, ca să știm despre cine e vorba. Deci domnul ăsta, malacul ăsta, da, care sta așa... e șeful de la Ordine Publică, de la Poliție de la Reșița. Păi de asta v-am zis municipiu, și mai de... reședință de județ, dacă nu mă înșel. Dacă deci dă-i prostului putere. Asta e o imagine clară a unui abuz. Adina, da, imaginea asta apare exact în perioada în care imaginea asemănătoare au dat foc Americii la propriu. Da, dar noi trăim în România. Iar pe noi ne anunță IPJ care a severin că a declanșat o anchetă internă. Păi ăia au început să spargă magazine după ce poliția de acolo a anunțat că a declanșat o anchetă internă. Da, dar la noi nu explodează mămăliga. Nu explodează, da. Din păcate. Adică ei vor să mușamalizeze povestea. Asta e clar că... Păi să mai poate mușamaliza? E clar că milițianul a făcut abuz de funcție și uite, cu ajutorul vostru, da, a ieșit la iveală. Sunt curioasă mâine dacă vom fi la fel ca în America, dar mă îndoiesc. Răzvan Savaliu. Unul că n-a murit, ca să o luăm pe pește. Așa. Victor. Ia. Știi că eu nu sunt mare fan de miliție. Știu. Din contră. Dar totuși mie îmi plac lucrurile spuse corect. Yes. Unul, nu vorbim de un caz de omor, cum a fost cazul lui George. Bă, e drept, ăla a avut noroc, n-a murit sub gras, stai blând, într-adevăr. Stai blând. Doi la Nils, mână, dacă se pune ăsta pe tine, tu crezi că scap ușor? Nu, prietene, dar stai să-ți explic. Doi la mână, în tehnica polițienească. Așa. De imobilizare. Da. Se învață că aceasta este o metodă de imobilizare acceptată, doar că nu trebuie dusă până la punctul la care respectivul imobilizat ajunge să moară. Prietene, dar eu vreau să te întreb un lucru. Stai puțin, trei la mână. E o diferență cravașa, mare. Cravașa și modul acesta de imobilizare, abia acum se discută scoaterea acestor manevre din arsenalul poliției. Și nu numai nu în România, ci chiar și în Statele Unite. Deci, ca să punem lucrurile în context. Te rog, acum... Și acum eu te întreb pe tine, că tu ai specialist cu casa de producție DNA și de-astea. Cum de nu au apărut imaginile filmate de un cameraman profesionist și de unul cu telefonul mobil vreme de 3 săptămâni și de ce? Foarte simplu, pentru că din experiența pe care și eu o am ca și tine, în provincie, în România, lucrurile pot fi puse cu basmaua pe țambal. Răzvan Savaliu, deci până la urmă, vorba lui Nils. Bă, ghinionul nostru sau ghinionul nostru că n-a murit omul. Iartă-mi hazul macabru pe care l-am. Dar ce așteptam, să moară? Din opinia mea avem cel puțin o purtare abuzivă din partea respectivului poliției. Dar putem să interpretăm și o tentativă de omor. Dacă el ar mai fi continuat o secundă, două, sau și-ar fi lăsat toată greutatea pe beregata omului, ar fi rupt gâtul sau ar fi dus într-un stop cardiorespirator. L-am auzit pe Nil ce spune, dar eu nu mi-am amintesc să fi citit vreodată că o asemenea metodă de imobilizare este acceptată.
Nu cred, eu nu, mie nu mi-a căzut vreo lege în mână care să spună că ai voie să-l strangulezi. Nu scrie în lege, se învață în școală. Și îți spun, sigur. Ce spune în lege cu privire la tentativa de omor este dacă îi pui cuiva viața în pericol. Ceea ce? Totul de natură care poate să-i curme viața. Păi așa, orice tamponare mai gravă poate să fie tentativă de omor. Da. Că ți-am pus viața în pericol. Nu, pentru că acolo discutăm de o chestie la o tamponare din culpă. La tamponare e culpă, Nils. Pe când aici a fost o acțiune deliberată, premeditată, omul știa ce face. Învățată și... Bine că și-a dozat forța, că dacă era într-un moment de nebunie... Păi pentru că era profesionist și a învățat cum să o facă. De-aia și-a dozat forța. Nils, eu n-aș vrea să dau despre un asemenea profesionist. Eu cred, nu, dar pe bune, dacă un polițist în Statele Unite te prinde, sau în Anglia, sau în Germania, și te pune cu bulta pe capotă... Păi, prietene, polițiștii în Statele Unite, în Anglia sau Germania, iau bătaie pe stradă zilele astea, nu mai pune ei pe nimeni cu bulta pe capotă. Păi asta îți explic, că acum lucrurile s-au inversat, dar noi vorbim de modul în care s-a învățat poliție până acum peste tot și modul ăsta în care Pământ. Auzi, modul ăsta în care s-a învățat poliție până acum pe planeta Pământ, după cum vezi, a incendiat cea mai mare țară după planetă, cu excepția Chinei, da? Sau mă rog, din ăsta, hai să le spunem cu apă caldă la robinet, că mai sunt până Asia câteva mai mari, da? Și după cum vedem, face prozelit și până Europa. Pentru că de la genunchiul pe gâtul, lui Floyd, îți amintesc eu, că a luat foc toată planeta. Păi unde ăla nu s-a dozat, s-a lăsat pe el până a murit. Dacă el așa a învățat, dacă așa a fost învățat și dacă asta e procedura care i s-a spus să o aplice când are un recalcitrant pe mână. Înainte spuneam, în ora anterioară spuneam că una din problemele poliției românești sau milițienilor români este faptul că sunt timizi și că nu știu, am nevoie de 5 oameni și l-ai găsit acum pe simbolul curajului de la Reșița. Pe ăsta care a rupt orice urmă de timiditate și s-a lăsat cu 150 de kg. Nu-i bine nici așa, nu-i bine nici așa. E o diferență între a imobiliza un infractor, da, dintr-un clan, eventual înarmat sau cumva, foarte periculos, și a, nu știu, pune viața în pericol unui cetățean care mai arată ca puiul de crevedie a doi la pungă săracu și dacă îi dădea mai tare cu genunchiul, îi tăia capul la propriu, îi tăia jugularea. Da, deci dar să știi că ăla ca puiul de crevedie, știi că era vina lui? Că să luase, iartă-mă un pic, stai că să spun ce s-a întâmplat, că ăla micu, slabul ăla pe care s-a așezat grasul, ăla săracu a încercat să-i despartă pe unii care se băteau. Și l-a luat amatul. Asta era băiatul bun. Da, era băiatul bun și toată lumea îi spunea grasul. Dom'le, dacă vreți, dăm o dată imaginile cu sunet tare. Spune-o, dom'le, e nevinovat ăsta, a despărțit. Polițistul învață că în momentul în care intră într-o situație, intră într-un eveniment, el trebuie să considere toată lumea, trebuie să o considere ca un potențial pericol, infractor. Așa. Și abia pe urmă mai întâi imobilizezi. Dar domnul Nils, aveți dreptate, dar te mai uiți și la fața infractorului un pic. De aceea în școală te învață în Statele Unite că dacă un polițist te oprește, te supui și abia pe urmă... Supui. Îți pui mai nou nu te mai supui, dai foc la statuie. Și nu te opui, că dacă te opui, ți-o iei. Tu ai ascultat prea mult pumnii mei, nu minte, nu, minte nu are, de Florin Maimuță, o să-ți trimit link-ul. Una peste alta, fiindcă profit pur și simplu de prezența Adrianei aici, pentru că ea însă, și mă rog, un apropiat al ei, partenerul ei de viață actual, a fost victima zelului absolut fabulos al polițiștilor mei, cu pumnii mei, minte nu are, uite imaginile. Adriana, eu m-am uitat... Da. Era început de weekend, dacă nu mă știu. Cred că era vineri sau ceva, că nu era, nu eram eu de serviciu, că, sau eram de serviciu abia seara. În fine, și am văzut și eram absolut interzis când vedeam toată desfășurarea de forțe și pe tine în flăcări și pe bună dreptate. Ce ai văzut tu la televizor și desfășurarea de flăcări așa? A fost după. Înainte, șocul maxim a fost când am văzut că îmi trimitea imagini live, filma live cu telefonul, da. Din... o mașină cu gratii a poliției și în spate mai avea altă mașină. Unde l-au luat cu mașina cu gratii? L-au luat cu mașina cu gratii, domnule, deci ca pe ultimul infractor. Adică
Ce dar avea? La Dubaia de la pușcărie? Da, mă, ca la Dubaia de la pușcărie, adică să nu iasă COVID-ul, da, erau gratile de la pușcărie, să nu iasă COVID-ul de acolo, da, sau de ce? Adică se putea face civilizat lucrul ăsta. Apropo de milițieni ăștia care sunt învățați la școala de la APACA, pe bune, adică tu înainte să te duci să ridici un cetățean de acasă, cu un simplu telefon, tu, ofițer de poliție, poți să vezi dacă omul are cazier, dacă este vreun infractor, vreun după criminal. CNP, după CNP. Adică e foarte simplu să faci verificarea asta. Amărâtul ăsta al meu, săracu, deci, pe bune, e un om pașnic, își plătește taxele, e un om drăguț, da, cântă. Eu nu știu pe al tău. E mare, e fioros, Nu, uite, o să-l vezi că vine să mă ia. Nu, și? E chiar un tip simpatic și chiar nu dorește, mai ales că e într-o țară străină. Nu, dar nu pare a ultra ursul grizzly așa. Dar adică, de ce l-a luat? Pentru că a declarat că locuiește la mine și s-a dus la Constanța în casa lui pentru că avea omul să-și facă piesele că începe sezonul după coronavirus și are de cântat. Și avea de adică s-a autoizolat, dar s-a autoizolat la altă adresă decât s-a înțeles el cu doamna de la frontieră, că fiecare vorbea în altă limbă. Exact. Și cât a stat? Păi a stat 14 zile. Pe arest la domiciliu? Nu la domiciliu. Nu, la arest pe la sanatoriu? Unde? Da, la sanatoriu Techirghiol. Fără faptă. Dar faza nașpa este că acolo nu-i deschis la nămol, că măcar să fi făcut și el o cură de nămol. Da, pe bune, adică ea folosesc ca sanatoriu de la Techirghiol? Da, doar pentru carantinarea capacitățile de cazare, nu și... Nu, păi n-ai și voie. La nămol de ce n-au dat drumul? Pentru că așa e legea, n-ai voie, pentru că se presupune că ai COVID să și ia că COVID-ul infectezi și până planeta. Nămol? Da. Păi azi am aflat de la domnul Orban că se ia numai din piscinele închise. Aha. Din ălea deschise nu se ia. Bună, deci se ia nu l-au lăsat să iasă. Deci unui criminal care este la pușcărie îi se permite să meargă, nu știu, 3 metri în curtea închisorii, cât are el de mers acolo, să circule câteva minute, o jumătate de oră pe zi, ca să nu stea doar în celulă. Da. Unui carantinat pe motiv de COVID, nu îi se permite timp de 2 săptămâni să iasă din cameră. Deși poate omul ăla vine acolo cu niște comorbidități, să zicem, are un sindrom anxios, are o depresie, are ce avea el, un atac de panică. Păi ce faci cu unul care are atac de panică și nu-l scoți nici măcar în curte să se ventileze? Întreb și eu. Da, stai un pic, l-au ținut și cu ușa încuiată pe din afară? În prima fază, da, dar după aia nu, a fost o prima noapte. Da, că nu putea să iasă din camera, dar după aia au înțeles că nu este ursul grizzly și i-au descuiat. N-au voie, de fapt, să încuie ușile, pentru că dacă se întâmplă un incendiu, ce... Da, să spun exemplu. Numai că acolo... Și dacă cade ăla din picioare... Nu, acolo e altă problemă, pentru că sunt în momentul ăsta vreo... Din câte am înțeles, vreo 400 de persoane carantinate. 400? Da. La sanatoriu, mulți la sunt dependenți de substanțe și sunt în sevraj. Mulți sunt, mă rog, cu alte probleme. Doamne. Unde i-a adunat cu arcanul, da? Înțelegeți? Ei, imaginați-vă cum face un asemenea carantinat ținut într-o cameră de 3x4 și care intră în sevraj pentru că nu mai are ce are el nevoie, da? Substanța respectivă. E foarte greu și pentru personalul de acolo și pentru... Eu am vorbit cu managera și mi-a spus, da, pentru noi este trist pentru că ar fi trebuit să deschidem sezonul pentru turiști. Să vină turiștii la Nămol, pensionarii, și să ne facem și noi banii, pentru că acest sanatoriu balnear nu are bani. Nu trăiește din banii de la COVID. Banii de la COVID urmează ca fiecare carantinat cu forța să-și plătească cazarea. Deci poftim? Cazarea acolo este 80 de euro pe zi. Să pic de ștea cu japca, tu plătești cazarea și îți decontează statul da. Acolo. Dacă da. Numai cei care, au violat legea. Păi da, stai mă că n-a fugit de om nicăieri, l-au luat în casă. Deci în aceste cazuri în care persoana respectivă... E considerat că a încălcat legea? Ok, a încălcat legea, dar și aici e discutabil. Domnul Nils, este discutabil? E discutabil pentru că la frontieră, în mod normal, unui cetățean străin, trebuie să-i dai translator, că ăla nu înțelege. Corect. Din moment ce nu există translator... Și eu dacă vin în Spania... Nu mă obligă nimeni pe mine, cetățean, să știu limba spaniolă. Mai ales într-o situație de genul ăsta. Că e vorba alertă epidemiologică. Nu-ți dă niciun translator, ci modul în care... Păi da, gimbește la engleză. Discuția a existat și a zis este problema călătorului să știe că atunci când vine, este obligat la anumite lucruri.
Deci e obligația călătorului să știe că atunci când vine într-o țară, țara respectivă are anumite reguli. Și eu vă întreb așa, el trebuia să vină la București. Regula era să deci traseul lui, domnul Nils, traseul și domnul Ciutacu, traseul lui din țara respectivă era cam așa, el trebuia să treacă prin București, să lasă o mașină, să ia altă mașină și să plece la Constanța, pentru că eu urma să iau copiii la vizită și mi-era frică dacă este cumva infestat cu COVID sau e vreo situație, să nu avem probleme. Și i-am explicat lucrul ăsta în timp ce el era pe drum în Bulgaria. I-am zis, vezi ce scrii? Păi zice, da, dar cum scriu că uite, trebuie să trec prin București dacă mă oprește portera? Păi zic, pune-și tu acolo două adrese. În fine, nu s-a înțeles, vorbeau ca maimuțele prin semne. Chestia e că trebuie să plătească și 80 de euro pe zi. Deci face socoteală. 80 de euro, 14 zile? Da, deci puteam să a fost în Bali. În Bora Bora, dacă plecam, ne distram de banii ăștia. Da, uite, acum până la distracție ne întoarcem la vestea neagră care ne-a strâns pe toți aici în seara asta, doamnelor și domnilor. Discutăm despre decesul absolut tragic și evident nedrept al unui om de 51 de ani. Mă refer aici la cel care a fost actorul Costin Mărculescu, doamnelor și domnilor, găsit mort în cadă la 3 zile după ce s-a întâmplat nenorocirea. E o poveste cu o grămadă de mistere. Singurul lucru cert e că omul ăla nu mai trăiește, domnilor și domnilor. Dar ce frapează cel mai tare este asemănarea uriașă cu tragedia în urma căreia și-a pierdut viața Cristina Țopescu. Haide să vedem un scurt rezumat și să stăm de vorbă. Adriana a fost una dintre apropiatele lui Costin la un moment dat în această viață și sunt convins că are lucruri să ne spun. Profesor, vă rog mult să-mi dați broaștele înapoi. El suferea mult de singurătate. Au fost momente în care nu a avut bani nici de o pâine. Autopsia a arătat că actorul a murit în urma unui infarct. De altfel, Costin Mărculescu era cunoscut cu probleme de sănătate. Copilul ăsta a pierdut tot. Casă, mașini, afacere, dar n-a fost în stare să o ia de la cap. L-am întrebat cum a depășit sau cum încearcă să depășească această perioadă care, din păcate, ne-a afectat pe toți, indiferent de domeniul în care activăm. Mi-a spus că i-a fost nu greu, foarte greu și că a făcut față destul de greu acestei situații, că au fost momente în care nu a avut bani nici de o pâine. Acesta avea probleme financiare în ultima perioadă, de altfel și la întreținere în blocul unde locuia, acesta a acumulat o datorie de peste 12.700 de lei. Mai mult, chiar artistul recunoștea în urmă cu ceva vreme că a fost nevoit să-și vândă vila din Pipera, mașinile, spunea că a pierdut banii și bijuteriile și că a acumulat datorii de aproximativ 100.000 de euro. De asemenea, și firma sa figurează cu o datorie de 20.000 de euro. Mi-a văzut ultima oră, avea planuri, avea gânduri, avea s-a neterminat. Depresia de care acesta suferea și datoriile imense au iscat controverse cu privire la moartea sa fulgerătoare. Nu puțini au fost însă cei care s-au întrebat dacă decesul actorului a fost un accident sau chiar o sinucidere. De altfel, mărturia fostei iubite nu a făcut altceva decât să adâncească misterul. Eu am stat la el un an de zile, ce-i drept, un an chiar jumate. Dar ne-am certat din cauza că el consuma alcool și din cauza medicamentelor antidepresive. Adriana, frapează, repet, asemănările îngrozitoare cu drama Cristinei Țopescu. Singur, celebru, înglodat în datorii, depresiv. Uitat de prieteni. Uitat de prieteni. Doar cu animalul de companie, în cazul Cristinei, mai multe în cazul aici. A trebuit să urle animale de companie și într-un caz și în altul să se sesizeze lumea. Și parcă e un blestem. Da, e un fel de blestem în lumea celebrităților, în care totul este poleit așa cu aur și totul sclipește la televizor. Știm și noi că de adevărate sunt poleiurile astea. Și de fapt, înăuntru lucrurile stau cu totul altfel.
Sunt foarte multe persoane publice care sunt singure, suferă de depresie, ascund episoadele depresive prin aceste ieșiri la evenimente mondene sau la petreceri. Masca de petrecăreț, de fapt, este masca depresivului. Da, o persoană care petrece în mod constant și care își face din asta un mod de viață, în mod sigur are niște... Cât de bine îl știai pe Costin? Îl știam, de o viață întreagă îl știam și îl tot întâlneam pe la petreceri. El a avut o perioadă de glorie acum vreo 20 de ani, când organiza spectacolele alea faraonice, da, cu școala lui de manechine. Pe mine m-a invitat de câteva ori și m-a pus în juriu. Alte ori mi-a dat cupa de onoare, cea mai ziaristă mondenă, nu știu ce. Era un om pozitiv, adică tot timpul încerca să te facă să te simți bine în preajma lui. Da, eu îl cunosc, l-am cunoscut personal suficient de bine. Da, cum îl cunoșteam cu toții. Nu vorbesc despre unul pe care l-am văzut o dată la televizor. Dar nu eram prieteni, eram cunoștințe prin prisma profesiei. Eu eram jurnalist, el era artist, organizator de evenimente. Uite, și așa mai e alături de noi și Oana Zăvoranu, care la un dat a avut chiar o relație, înțeleg, de prietenie, de apropiere cu Costin, până când drumurile vieții au despărțit. Bună seara, Oana, mulțumesc că ești împreună cu noi. Bună seara, Victor, bună seara, Adriana, bună seara. Bună seara. Cum te-a găsit vestea asta? Total neașteptat, deși eu știam de problemele lui Costin, nu în ultima vreme, că n-am vorbit cu el de vreo un an jumate, spre 2 ani, dar nu era bine Costin, na. Cu toți. Îmi pare rău, îți dai seama. Îmi pare rău de oricine, dar aminte de un om cu care ai fost prieten. Că am fost câțiva ani de zile, mult timp împreună, așa, în conjuncturi și diverse situații. Nu știu, ce l-a curățat psihic? Pentru că, după cum știi, spui și tu și a spus și Adriana și știm și noi, Costin avea în ultima vreme o problemă cu precădere de ordin psihic. Să și de ordin financiar. Singur, abandonat, dincolo de cea financiară. Sau, asta financiară i-a indus trauma psihică? Victor, Costin era tipicul de megaloman. Da. Lui îi plăceau băile de mulțime, îi plăcea să fie în centru atenției, ori faptul că el la un moment dat, mă rog, a rămas fără firma aia lui, că el așa ne spunea, că i-a fost furată, nu știu, amănunte, n-am intrat niciodată în discuția asta cu el. Deci faptul că a rămas fără agenția de manechine, mă rog, fără faima care îl conjura la un moment dat, nu eram prieten pe vremea când a avut perioada aia de glorie, l-au terminat pe el, deși mergea la diverse petreceri împreună cu noi, exact cum spunea și Adriana, petrecea și așa mai departe. Eu zic că el a marcat faptul că nu mai era cine a fost odată, că nu mai era în centru atenției și indubitabil ca pe orice om, faptul că nu mai avea bani, că nu este o... El chiar a recunoscut extrem de franc, nu se ferea de faptul că nu avea bani, să ce să mai sucim și să ocolim. Ori da, faptul că nu mai ai bani, și vorbim că nu mai ai bani, nu să faci fițe, Victor, știi? Nu mai ai bani să-ți plătești, nu știu... Întreținerea, chestii, după cum se vede în zilele noastre. Nu, mai întreținere. De multe ori săracul nu avea bani de nimic, de mâncare, de lumină, de nimic. Nu, nu spun, Doamne ferește, nu e rușine. Se întâmplă atât ori, oameni. Dar sunt oameni care nu pot să... Cea de la capăt, care n-au forța necesară, care sunt mai slabi de îngeri și care trăiesc. Că el trăia foarte mult, eu îi spuneam, doctor, am puțin, mă, tu nu mai trăi în trecut. Încearcă să te împaci cu ce este, să mergi mai departe, să vezi ce se poate face, pentru că nu poți să trăiești în amintiri, nu poți să trăiești, eram eu odată când făceam, când tregeam. Asta e, viața te trântește de multe ori. Trebuie să știi să iei de la început, că dacă rămâi ancorat într-o realitate care nu mai e realitate, și asta te macină și mai tare și te... Eu nu știu, am citit înainte să știam că o să intru în seara asta cu voi. Am înțeles că a fost stabilită cauza morții. Da, e pe surse deocamdată, n-am văzut un comunicat oficial. Se vorbește de un stop cardiac. În baie, nu știu dacă din cauza aburilor, din cauza... Aici altă întrebare și scuză-mă, Oana. Tu când știi, da, că ești cardiac... Tu faci baie în cadă, adică orice doctor îți spune, n-ai voie să faci cadă dacă ești cardiac. Atunci era îmbrăcat, din câte am înțeles. Bine, acum ți-o zic pe aia nasoală, dacă ești matol, faci.
Dacă ești matol, da. Păi na, nu vrea nimeni să-i întineze eu memoria, însă, dar e unul dintre posibilele răspunsuri. Eu însă ori a alunecat și a căzut în cadă, ori Dumnezeu altceva s-a întâmplat. Eu da, anchet, înțeleg. Mai consuma alcool, dar înțeleg că în ultima perioadă se mai lăsase de alcool, că era și de asta era cocktailul ăla nenorocit, că practic pastilele antidepresivele pe care le lua cu alcool nu mergeau cu alcoolul sub nicio formă. Mai merge piramidonul cu o bere, dar nu neapărat antidepresivele. Da. Oana, ce vreau să te întreb, e o chestie care pe mine, sau eu a fost una dintre întrebările pe care mereu mi le-am pus, mi-a fost jenă să-l întreb pe Costin direct de câte ori ne-am întâlnit și ne-am întâlnit de câteva ori în viața asta. Și tu ai trecut și mai cochetezi, uneori revii, alteori nu, prin o carieră cinematografică, da? El, și de asta am permis să te întreb pe tine, Costin totuși era la bază actor, era la bază un actor talentat, care a făcut niște roluri în anumite filme și piese de teatru ale vremii respective. De ce după Revoluție, practic, după Revoluție, evoluția lui actoricească s-a blocat pur și simplu și n-a mai plecat de acolo? De ce nu i-a mai oferit nimeni niciun rol? Era el dificil? Nu se putea lucra cu el? Te întreb și, repet, în prisma omului care a făcut film și omului care l-a și cunoscut într-o perioadă a vieții lui. Ăsta era un subiect, Victor, extrem de sensibil pentru el, dar eu, cum mă știi, cu firea mea francă și având în vedere da. Că nu este o secrenată, a stat în casă la noi luni, buni, multe, nu că asta, la modul că stăteam de drag, luam, aveam o casă, mă rog, în afara Bucureștiului, Spritul și așa mai departe. Mi-am permis la un dat să-l întreb. Măi, eu cred că din cauza băuturii, la un moment dat, a avut mici probleme, plus că el, vezi, apucase generația, să zicem, mai în vârstă, știi? Și intrase niște conflicte, la un moment dat avea o ușoară frustrare, anumite răutăți pe care eu îi le spuneam, mă rog, nu mai fi rău, pentru că nu ești De Niro, hai să fim pe bune, repet, noi nu întinăm memoria lui Costin. Toți cei care vorbim de el acum, i-am fost prieteni, amici și așa mai departe. Dar fiecare ne cunoaștem limitele, adică, băi, știind că nu ești vreun De Niro, mai lasă și tu un pic lonțul jos, mai încearcă să te strecori un pic în viața asta de actor care nu-i deloc ușoară. Eu am fost o fericită a sorții, n-a trebuit să bat, să cutrer țara până autocare, până trenul și așa mai departe, să mă duc în stațiune și așa cum au făcut ei. Dar el, trăind în exclusivitate din banii pe care îi câștiga din piese de teatru, filme și așa mai departe, spectacole. Știi cum e? Asta e o lume în care trebuie ușor să te strecori. Dacă ești prea clonțos, dacă pui prea multe condiții, dacă rămâi, ce spuneam, revin la ce am spus la începutul discuției, dacă rămâi ancorat în trecut și tu crezi că ești buricul pământului și toată lumea trebuie să se încline când vii tu și cumva realitatea nu mai e la momentul la care vorbim, cea pe care tu ai avut-o la un dat în minte, încep să pierzi ușor contactul cu realitatea și cred că ăsta a fost un motiv combinat cu cel de cu băutura. Poate nu mai bea în ultima La chestia cu băutura, uite să spun un lucru și să nu facem pe ipocriții. Toți care suntem acum direct știm o grămadă de actori gigantici ai României. Da, așa. Statui pe care i-am plâns toți, care beau cât bea o apă. Hai să fim serioși, adică nu mă apuc să dau nume acum, dar îi cunoaștem cu unii, s-a și întâmplat să ne împreunăm pe la mese, da, pe la băutură, da? Și har Domnului, au făcut zeci și sute de roluri în piese de teatru și film. Deci nu, faptul că îți plăcea șprițul sau că beai peste măsură, har Domnului, s-a întâmplat în cinematografia și în teatru românesc ca la Balamuc. La el probabil a fost ceva în plus. Nu știu, poate gura mare și proastă, cum spui tu, habar n-am. A fost și lucrul ăsta că n-a putut să treacă peste pierderi. A pierdut afacerea, a pierdut la un moment dat o iubită, a pierdut femeia, a pierdut banii, a pierdut mașini, deci el n-a putut să treacă peste aceste pierderi. Travaliu de pierdere e ca și un travaliu de doliu. Practic jelești afacerea ta moartă, ca să poți să mergi mai departe. El n-a putut să treacă peste, de-aia s-a îngropat în alcool și de-aia vorbește Oana de băutură. Da, exact, zice bine Adrian. Am o întrebare. Te rog, o întrebare pentru voi care l-ați cunoscut. Eu m-am întrebat cu el de... foarte sensibil. Stai un pic, Nils. Dar te rog, Oana.
în plus, era un tip foarte sensibil, Costin, care, cum să spun, punea la suflet, poate încă o chestie, punea la suflet foarte mult lucruri pe care noi, deși el ar fi trebuit să fie hârșuit, să zicem, de lumea asta a showbiz-ului, da, în care trăim toți, punea la suflet, suferea, se măcina și am zis, eu una, i-am spus de multe ori, păi, treci peste, nu e un capăt de țară, nu te, bun, nu știu cine s-a uitat ură la tine, nu știu cine ce... El le punea și, cum să spun, în sufletul lui totul avea o altă dimensiune. Le măcina? Adică, le măcina, exact. Uite, eu cu Adriana suntem tăbăcite ca să zic așa. Nu poți toate de la două, trei cuvinte să cazi în depresie. Dar eu am spus, ești sensibil, ești bărbat și trebuie să fii mai strong. Nu putea, săracu, e greu să te pui în pielea altuia. Uite, spre exemplu, că spuneai tu, da, Adriana, și mă apuc acum și dau din casă ei. Păi dacă Bahmuțeanu cădea psihic de câte ori s-a despărțea de prigoană, era de mult oale și ulcele. Da, eu am o fortă psihică. Păi tu ai, eu asta am admirat la tine, că de fiecare dată după toată povestea asta... Eu am trecut peste pierderi. De asta vă spun de pierderi. Eu am învățat cum să trec peste aceste pierderi. Da, poate ai avut și un psihic mai robust decât al lui Costin. Da, am și un psihic mai robust și m-am dus și la școală. Te rog, Nils. Depresia, în primul rând, este o boală. Nu este o stare. E o boală. Așa. Reală, la fel ca și... COVID-ul, ca și nu e mai reală decât COVID-ul, și... domnul Nils. Mult mai reală, mai reală decât COVID. Mai reală decât COVID. Așa. Dar este o boală, nu este o stare. Ceea ce înseamnă că ea nu ține foarte mult decât te ții tu tare. Că poți te ții tu tare, dacă ai boala, trebuie să te tratezi ca de o boală. Problema e alta, eu asta nu înțeleg și de-aia vreau să le întreb pe cele două doamne care l-au cunoscut mai bine. Eu m-am încrucișat cu el doar de 3 ori. Vreau să înțeleg un lucru, la fel ca și cu Cristina Țopescu. Omul acesta, am înțeles, a băut, nu a reușit să treacă de trecutul său, a avut probleme de... Poate le înțeleg, poate sunt în regulă. A fost depresiv, toate le pot înțelege. Ce nu pot să înțeleg este faptul că a stat 3 zile în casă fără ca o persoană să-i simtă lipsa decât după 3 zile. De fapt, pentru că le trag câinele. Ce s-a întâmplat și la Țopească, Nils? Da, adică relațiile sunt superficiale. Asta nu ține nici de depresie, nici de băutură, nici de trecut. Domnul Nils, în showbiz, ca peste tot, în orice meserie, nu ești prieten la cataramă cu colegul de serviciu. Te salut și vorbești frumos. Asta nu înseamnă că îi faci confidențe ca unui prieten bun. Da, dar le simți să... Să presupune că ai și niște prieteni. Dar depresivii, domnul Nils, că acum mi-am terminat masteratul în psihologie clinică și știu ce vorbesc. Depresivii de obicei se izolează de lume. Nu răspund la telefon. Preferă să stea singur la ei acasă și să aibă contacte din ce în ce mai rare cu prietenii, cunoștințele și așa mai departe. Mai ales acum, pentru că a venit această pandemie, era firesc ca Costin Mărculescu să nu răspundă foarte des la telefon și poate, cine știe, într-o seară, dacă a băut mai mult, s-a împiedicat în cadă. O să vedem O să vedem din ancheta poliției. Apropo de ce spunea și uite, o să... Și în plus le este rușine, iartă-mă o secundă, le e rușine să recunoască că sunt bolnavi, de frică să nu fie luați de nebuni. Uite, și cei din jurul lor nu încearcă să-l ajute? El singur trebuie să se ajute. Tu degeaba îi spui, mă băiatule, vezi că e ceva nașpa cu tine, du-te la un doctor. El singur trebuie să se ajute. El lua niște antidepresive. Dar antidepresivele astea trebuie luate în combinație cu psihoterapie. Adriana, și eu nu cred că el avea bani să facă psihoterapie. O salut cu această ocazie și pe doamna doctor Monica Pop, care s-a întâmplat să fie și vecină cu Costin în timpul vieții lui. Sărut mâna, doamna doctoră, mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Discutam despre depresia lui, despre cocktailul ucigaș, cum îi zicem noi, format din antidepresive și alcool. Însă, înainte să vă ascult punctul de vedere, vreau să spun un lucru, apropo, pentru că mie nu-mi place să las cum a căzut lucrurile. Eu m-am întâlnit ultima dată cu omul ăsta fix acum vreo 2 ani și câteva zile. Și vă spun de ce, pentru că ne-am întâlnit la ziua unui prieten comun, preotul Emil Cărămizaru, care acum îi slujește la Căpătâi. Și am stat de vorbă, mă rog, părea destul de ok. Nu, vreau să vă spun un lucru. După a și cântat, a întreținut atmosfera, tot. Spre sfârșitul petrecerii, împreună cu Costin și cu nevastă mea, am ieșit afară pe o terasă, că nu să fumăm în cărciumă, suntem vicioși. Asta e viața.
și ne-am așezat la o masă. Vreau să vă anunț că am băut eu cu Costin împreună o sticlă de vin. Că tot aud că omul ăsta a băut cantități. Dom'le, eu ultima dată când am băut șpriț cu Mărculescu, am băut o sticlă de vin de 750. Ce mai băusem înainte? Habar n-am. Dar am băut o sticlă de vin de 750 de mililitri, care dacă mă știu eu să măsor, sunt 4 pahare de vin, 2 de căciulă. Și după aia Mărculescu n-a rămas să doarmă într-un șanț. Nici pe departe, ne-am ridicat amândoi, mă rog, amândrei, că era și nevastă mea, și am plecat fiecare la casă. Dar deci nu, soția nu luați antidepresive sau tratamente psihiatrice. Dar nici el nu părea la momentul respectiv. Nu părea, dar poate le lua. Poate pentru că el le lua pe termen lung, dar n-avea bani să facă și psihoterapie. Nu știu, doamna Pop, vă rog. Nu știu, antidepresivele combinate cu alcool, cu depresie generalizată și în general cu sentimentul ratării sau, nu știu cum să-i spun, ca să nu jignesc niciun sentiment al eșecului, sunt până la urmă cocktailul ucigaș? Sau dacă ai forță treci prin treaba asta? Acum vreau să vă spun un lucru. Dacă ați vorbit cu colegii de la Medico Legal, vă spuneau că el a căzut. Deci era, a căzut din picioare. Da, dar poți să cazi de mai multe motive, doamnă. Cu ceva. Bun. Ceea ce ați întrebat dumneavoastră e într-un fel. Adică, e bine de necombinat antidepresive cu alcool. Fără doar și poate. Dar mie niciodată nu mi s-a părut depresiv. Bine, eu nu l-am cunoscut foarte bine, nici nu pot să spun așa ceva. Eram într-adevăr vecin de cartier, ne întâlneam la un magazin, ne-am mai întâlnit și pe stradă și vreau să vă spun și chiar țin să spun lucrul acesta. Sigur că actorii au o viață extrem de grea în această perioadă și au în continuare, pentru că n-au de lucru și e, pe lângă faptul că n-au resurse materiale, dar nu-și fac nici meseria, este îngrozitor lucrul ăsta. Și m-am întâlnit cu el, era cu cățelul, asta de când e perioada de alertă, ca să spunem așa, și îmi spunea că e foarte, foarte neplăcut, impresionat de faptul că sunt atât de mari prețurile la alimente față de ce a fost înainte. Deci că s-au mărit prețurile. Despre asta era vorba. Da. Dar eu n-am văzut niciodată sau nu mi s-a părut niciodată că e depresiv. Era un om simpatic, un om, mă rog, în sfârșit, avea ale lui. Faptul că era cu cățelul și că e iubitor de animale deja e un lucru pozitiv și nu, așa, iar exagerările care s-au spus despre el, că era într-o avansată stare, că și nu e adevărat, el două zile, atâta, s-a întâmplat, deci în ziua de 8, înțeleg că a scris niște mesaje și a fost găsit în 10, unde sunt 4 zile, 5 zile și nu știu ce avansată stare, nu era nimic așa. E foarte mare păcat că a făcut. Eu vă întreb acum, știu că sună macabru, dar în două zile și cu aburi și cu apă caldă și cu tot, nu riscă să putrezească? Nu știu dacă era apă caldă sau nu era. Nu am înțeles. Înțeleg că nu, da. Nu putrezești. Nu, cuvântul vă întreb medical, ca, doamnă. Cum a zis. Vă întreb pur nu și simplu medical. Nu era într-o avansată stare de degradare, vă rog să mă credeți, și v-am spus, vorbiți cu colegii de la IML ca să ai altceva dacă stă o săptămână sau înșel, dar în două zile nu s-a întâmplat chiar așa. Și chiar dacă ar fi fost, asta e un amănunt absolut nesemnificativ. No. Ideea este că s-a pierdut, și-a pierdut viața la o vârstă atât de tânără și că, fără doar și poate, și-a grăbit moartea făcând lucruri de genul ăsta, pentru că, să știți un lucru, n-a murit nimeni de atac de panică până acum, deci dacă erau numai atacuri de panică, nu era o problemă decât psihică. Sigur că ar fi avut nevoie de psihoterapie aici, e o dată foarte clar și doamna are dreptate spunând asta, dar probabil că nu și-a permis material dacă el avea asemenea datorii la întreținere. Vă puteți imagina de când n-a plătit întreținerea, pentru că n-avea posibilitate. Da. Mie mi-era foarte milă de el, pentru că vă spun, eu n-am știut că are situația asta, dar ce pot să vă spun atâta, că la, mă rog, la magazinul unde făceam cumpărături și s-a întâmplat să ne întâlnim, totdeauna avea lucruri foarte puține, deci lua foarte puțin. Strictul nu era necesar. Om de la să stea da. Cu coșul, nu, avea două lucruri, trei lucruri acolo, nu m-am uitat, dar atâta pot să vă spun că totdeauna avea lucruri foarte puține. Și asta mi-a spus că au crescut prețurile foarte tare. De unde deduci că eu, care am atâția prieteni actori, știu foarte bine prin ce trec acum și cât le este de greu. Evident și că e greu. Că n-au foarte greu și faptul că n-au resurse materiale și ei trebuie să trăiască și ei au datorii de plătit. Și, în sfârșit, este o situație foarte grea și nimeni nu se gândește la ei și la aspectul acesta. Ei sunt și boiemi, știți foarte bine, nu prea își asigură viața. În sfârșit, nu prea se gândesc la ce va urma. Și uite că a venit nenorocirea asta care... Dumnezeu să-l odihnesc. Mulțumesc mult, doamna absolut. Doctor. Oana, știi ce m-a surprins? De fapt, nu m-a surprins. Și eu trăiesc tot în lumea asta mizerabilă în care ne învârtim toți. Dar mă uitam aseară
ajunsesem acasă, deschisesem o bere, apropo de... Și am văzut pur și simplu pe Facebook, a scris cineva că a murit Costin Mărculescu. Și a fost momentul în care am... Eu de obicei nu prea comentez pe la alții, dar am întrebat, bă, ce-i cu chestia asta? Și a zis de repede la Capatos. Și am dat la Capatos, care i-a fost și prieten, l-a și ajutat dumneavoastră și tot. Și evident că a făcut o ediție specială, mai ales că se întâmplase pe emisiunea lui. Și a sunat o grămadă de foști apropiați. Pe mine m-a șocat că toți care răspundeau și care, mă rog, evident, deplângeau un tragicul eveniment și așa mai departe, Capatos se întreba mecanic, când ați vorbit ultima dată, dumneavoastră n-ați zis unul mai jos de acum 3-4 luni. Eu m-am uitat, ți-am zis înainte să intru cu tine, m-am uitat și cred că am pe 28 septembrie 2018 ultim mesaj de la el, în care îmi spunea că mi-a lăsat pentru ziua mea, o, te știi, ziua mea e pe 16, mă rog, el m-a lăsat în septembrie, o iconiță la clinică. Acum, sigur, o să mă întreb de ce n-am vorbit cu el. De treaba voastră de ce n-ați vorbit. Nu, am avut niște conflicte, dar el s-a spălat cumva niște păcate față de mine, pentru că într-un moment greu al meu a venit la spital, de, mă rog, eram internat. Da, frumos de partea lui. Dar asta spuneam, erau oameni care se presupune că n-au avut conflicte. Asta, eu nu acuz pe nimeni, dar am văzut pur și simplu. Și asta mă mira că nu mi-a spus unul. N-a spus unul lui Capatos, Adriana, am vorbit săptămâna trecută. Mi-a dat mesaj de ziua mea în luna mai. Da, și el era drăguț, dădea mesaje de fiecare zi de naștere. Adică vroia să-mi mulțumească pe toată lumea. Era genul de persoană care nu putea să spună nu. Și a nu spune nu asta, înseamnă că e o dependență de asta iubire. Asta spune mult despre singurarea lui, Adriana și Oana. Pentru că asta spun din oamenii aia care au considerații apropiați, care au intrat aseară la Capatos. Nimeni nu vorbise de bine. El își dorea să facă parte din lumea asta, să-l iubească și pe el cineva, să fie împreună cu prietenii lui din lumea mondenă, să le cânte pe la petreceri. Dar săracul nu prea era băgat în seamă, mai ales în ultima perioadă. Și de asta suferea. De asta suferea cel mai mult. Era singur, nu mai avea iubită, nu mai avea nici bani. Dar nu era vreun șchiop ca să nu-și găsească iubită. Suferea că e singur și că prietenii lui celebri nu prea îl mai bagă în seamă. Da, eu una n-am avut un motiv anume, repet, în ultimul timp să nu-l bag în seamă. Doar că pur și simplu nu ne-am mai intersectat. Acum întreabă-mă de ce să n-aș și să spun. Pur și simplu nu mai aveam subiecte comune, cred. Nu mai aveam prieteni comuni. Nu ne întâlneam pe niciun plan, dar nu că aveam. Adică nu că dacă m-ar fi sunat să treacă pe la mine, i-aș fi zis nu Costin. Sub nicio formă. Doamnelor... Ne pare rău de el. Ne pare tuturor rău de el, da. Că a fost un om cu toate bubele lui, că toți avem bube, nu e nimeni perfect, a fost un băiat ok, un om sufletit, dar nu e suficient în viață, din păcate. Mai ales în viața asta în care e ce în ce mai grea, în showbiz-ul ăsta. Mulțumesc mult, Oana, mulțumesc și ție, Adriana.